Afganistanul este un teren minat, iar baza militară NATO este una dintre țintele principale ale insurgenților. În ultimele luni au fost mai multe atacuri. Rachetele sunt trase de la distanțe mici, fără a avea un punct fix de detonare, iar scopul este de a produce cât mai multe victime. Cele mai multe rachete sunt improvizate și se opresc în zidurile înalte de protecție. Odată depistate tragerile, se dă alarma. Apoi există proceduri clare. În momentul în care baza este atacată, se dă alarmă. La bucărătoarea! Acesta este locul de adăpostire până la momentul în care amenințarea se încheie. Un astfel de atac poate întrerupe oricând orice activitate. Riscul este, există, tot timpul va exista un risc. Ca să mai uite de pericole, militari au în bază câte ceva din confortul de acasă. Printre zidurile înalte din beton, avioane militare, mașini de luptă și mitraliere tot timpul încărcate, sunt și magazine, săli de mese sau locuri de recreere cu internet gratuit. Iar comunicarea cu familiile este vitală pentru psihicul militarilor. Tot timpul treci cu gândul la ele, să știi că sunt bine, să... Normal, tot timpul te gândești la ele. Le spui ce faci aici? Absolut nu. Caporal Daniel Troneci, pușcaș lunetist, este încadrat din 2002 și este la a treia misiune în Afganistan. Acasă are o soție și două fete, sunt totul pentru el și nu trece nicio zi fără să le spună că totul e bine. O să stăm de vorbă atunci când tata o să poată să vă sune, bine? Vă iubesc mult, 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 mult de tot și să aveți grijă de voi. Ești o persoană credincioasă? Da, sincer, da. Cred în Dumnezeu și absolut tot ce ține de Dumnezeu, cred că ajută pe fiecare în parte. Depinde cum percepe, sunt un om credincios, nu religios. În camera lui, Daniel are și un mic altar și nu este singurul militar pe care încrederea în Dumnezeu îl ajută să-și ducă misiunile la bun sfârșit. De altfel, credința a jurat cu mâna pe Biblie fiecare om în uniformă atunci când a ales să servească patria. Doamne, miluiește! În CAF este o singură biserică și este ortodoxă, iar preotul e român. La fiecare slujbă, zeci de militari vin să se roage. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Un decor pe care nu-l vezi în fiecare zi. Pistoale și mitraliere lângă icoane și cărți de rugăciune. Părinte, sunt 10 porunci. Una dintre ele este să nu ucizi. Cum vă descurcați cu acest lucru în cadrul în care lucrați? Nu am venit cu gândul de a ucide aici. Nu ne apărăm. Orice creștin nu are sânge ideea aceasta de a ucide. În mica biserică vin la slujbă și străini. Este duminică. Mi-atrage atenția un american îmbrăcat ca un civil. În timpul citirii Sfintei Evanghelii se așează în genunchi. And even though my Romanian is very small, you listen with the soul. Beri a trecut la ortodoxie în urmă cu 5 ani și crede că e cea mai bună decizie pe care a luat-o vreodată. Yes, I believe in protection. And even if we didn't, if something does happen, then we went with a blessing. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Când dorul de familie devine prea mare, militarii merg într-un loc special. În mijlocul bazei stă drept un stâlp din lemn. Pe el sunt câteva zeci de indicatoare. Poate cineva vrea să știe în ce direcție să-și trimită gândul spre casă.